Am deschis această seară cu Hristos în Ambiar, cântările pascale. Grupul coral Sfântul Ștefan cel Mare, studenți proteologi, vor face introducerea acestui set și după aceea vom urma un anumit program. Ne bucurăm în această seară de prezența doamnei Monica Pilar, scriitor, fiica Evinu Pilar, de asemenea prezența doamnei Roxana Sorescu, prezentă și la seara Vasile Voiculescu, a domnului George Ardelean. Este o coincidență sau nu, că domnul George Ardelean spunea că ne întâlnim în acest context, pentru că exact un an în urmă, în același amfiteatru, noi am avut seara Nicolae Steinhardt, centenarul Nicolae Steinhardt. Deci este un duh care ne cheamă și ne adună și ne dăjduim că și în această seară, pe care noi am numit o seară de priveghere cu Dinu Pilar, cum a fost celelalte seri de priveghere, în care nu atât timp până pe seară, deci în aceste seri, vreau să vă spun că timpul nu ne presează. De ce, după seara Vasile Voiculescu, seara Dinu Pilar, am considerat că există o legătură și doamna Roxana Sorescu ne-a confirmat această legătură spirituală, pentru că Dumnezeu mi-a dezvăluit că Dinu Pilar a mărturisit că dacă are un patron spiritual, este Părintele Vasile Voiculescu. Și nimic mai frumos decât să vorbim despre o suferință care, într-adevăr, a fost transfigurată în mina Întirului Hristos. Suferința ca transfigurare, așa cum a fost și la Nicolae Steinhardt, cum a fost și la Vasile Voiculescu și la toți cei care au trecut prin încercări. Dinu Pilar, după cum bine știți, fiind cel care a fost arestat în lotul intelectualilor, așa se tot